localitatea Palanca din județul Bacău, apele râurilor au ieșit din matcă și au măturat totul în calea lor. Torenții au adus aluvioni cu bolovani și resturi de copaci rupți și au inundat peste 30 de gospodării. Mai multe drumuri au fost surpate, iar pompierii au intervenit de urgență. Un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost salvat în ultima clipă după ce a fost luat de viitură. Băi, eu așa ceva n-am văzut în viața mea. Uitați-vă și voi, păi n-a fost înainte așa ceva. La Craiova, localnicii au crezut că vine sfârșitul lumii. În doar câteva minute, albia unui râu s-a revărsat pe șosea și în curțile oamenilor. Zeci de gospodării au fost inundate, toate culturile distruse, iar mai multe animale și-au pierdut viața. Mai mulți șoferii au rămas blocați în mașini după ce nu au mai putut înainta din cauza viiturii. Și în județul Prahova, mai multe localități au fost sub cod roșu de ploi torențiale și inundații. Oamenii au cerut ajutorul pompierilor pentru a scoate apa din case. La Suceava a plouat cu grindină minute în șir. Toate culturile au fost distruse, iar fermierii spun că au ajuns la capătul puterilor. Și la Cluj, o viitură puternică a distrus casele oamenilor. Meteorologii anunță în continuare vreme instabilă.